90% din profiturile marilor companii energetice de stat ar putea fi distribuite ca dividende, spune guvernul. Ce înseamnă asta pentru investitorii de la BVB? Ce randamente ar putea aduce? Cu un profit net de 2,7 miliarde de lei în 2022, Nuclear Electrica ar avea un randament potențial de 17,8%, în cazul Romgaz de 14,5%, Transgaz 8,5%, Conpet 8,9%, Transelectrica 24,2%. Potrivit calculelor ziarului financiar. Nu este cert că toate companiile vor distribui conform propunerii. Sunt permise excepții. Parte din profiturile companiilor pot merge spre investiții. Cum deschide BVB astăzi? Pe plus. La ora 13:45, indicele principal BET se aprecia cu 0,19%. Mergem la Marius Alexe, investitor BVB. Bine ați venit! Salutare! Bine v-am găsit! O veste bună pentru investitori, dar există și incertitudini, e un fine print. Cum se pot aplica excepțiile pe baza experiențelor trecute? Da, pentru investitori nu este o veste bună, dar nu este o veste neașteptată, pentru că dacă ne uităm, nu au fluctuat foarte tare cotațiile, deci ei s-așteptau să fie profituri record, cum am avut deja la OMV Petrom. Iar faptul că statul distribuie cea mai mare parte a profitului în dividende, iarăși nu este o surpriză, pentru că asta s-a întâmplat mereu. Politicienii, din păcate, gândesc doar pe termen scurt, doar pe durata mandatelor lor și în loc să reinvestească profitul, să facă aceste companii de stat mai profitabile, mai competitive, preferă să le decapitalizeze an de an și să le folosească ca niște cash cow. Tocmai aici e cumva discuția. Care ar fi beneficiul până la urmă pe termen lung pentru investitori inclusiv? Adică ne bucurăm acum că putem avea randamente pe baza calculelor, ar putea ajunge în funcție de companie chiar până la 25% sau ar trebui tot din perspectiva investitorului să fii mai degrabă axat către investiții și să soliciți, să spui în public, să vii cu ideea de a lăsa cât mai mulți bani totuși către investiții. Pentru că aceste companii au nevoie majoră de, sau masivă de investiții, dacă e să o luăm pe cea dreaptă. Da, așa este. Infrastructura este foarte învechită la multe dintre ele. Toate sunt din domeniul energetic, unde încă au monopol multe. Dar nu știm cât va mai dura acest lucru. A propune o schimbare în România este imposibilă, dar ca investitor pot specula aceste acțiuni ale statului care sunt previzibile. Ar fi fost o investiție foarte bună dacă ar fi intrat pe aceste acțiuni la începutul anului, când prețul era încă în creștere și a crescut peste noapte chiar de multe ori, dar acum deja aceste dividende sunt prinse în prețul la care se tranzacționează aceste acțiuni, iar pe termen scurt s-ar putea să mai meargă o perioadă, dar pe termen lung, ca orice industrie unde are prețuri mari, începe să apară competitivitatea, să apară supraproducția, iar pe termen lung se va echilibra, deci și prețul energiei va scădea, deci este posibil să scadă aceste acțiuni în acest an. Bun, la asta cumva ne așteptăm și mulți analiști din piață spun lucrul ăsta. Atunci, care ar fi sectoarele ce ar merge și ar performa mai bine anul ăsta dacă e să excludem cumva partea energetică din discuție pentru că am tratat-o deja? Care ar fi sectoarele pe care să ne axăm în următoarele luni, să zicem, la BVB? Depinde foarte mult de preț energie și de inflație. Companiile private se uită destul de urât când e vorba să mai cheltuiască noi bani, dar sunt foarte mulți bani în piață prin acest program PNRR. Vedem cum companiile noastre de IT, de pe BVB, câștigă pe bandă rulantă. Deci dacă ar fi să mizezi și chiar o să mizezi pe ceva, pe bursa noastră, o să fie aceste companii de IT, care câștigă proiecte de milioane de euro pe care până acum nu aveau de unde să le câștige din privat. Bun, deci IT-ul e la putere cumva, pe asta să ne putem baza în continuare, în regulă. Bun, am reținut așa o imagine de ansamblu, scurt de tot, tot din zona energetică, mi-am adus aminte, Hidroelectrica. Acolo cred că nu ne așteptăm decât la un plus destul de mare, nu? În momentul listării, poate chiar și înainte dacă luăm ceva FP. Da, foarte mulți investitori își doresc această listare, dar cum se întâmplă, când este cerere mare, s-ar putea să fie și prețul cam mare.
Deci hai să vedem întâi listată că de cât spunem, de 15 ani de hidroelectrica. Eu aștept să o văd și după. Vedem. În regulă. Bun, mulțumim mult pentru discuție, vă mai așteptăm la noi.